Unde se limitează neonatologia față de pediatrie? Mai exact, unde începe și unde se termină misiunea neonatologului? Pentru că e clar că mulți oameni nu reușesc să facă diferența între cele două specializări. Neonatologia este, strict vorbind, medicina copilului cuprins între 0 și 28 de zile. Noi suntem specializați mai ales pe îngrijirea nou-născuților cu probleme, pentru că de altfel orice pediatru ar putea îngriji un nou-născut normal. Suntem supra-specializați pe îngrijirea nou-născuților prematuri, a copiilor cu probleme serioase de adaptare. Și aceste probleme se pot întinde chiar mai mult de 28 de zile. Un nou-născut la 27 de săptămâni este, să zicem, tratat ca un nou-născut până ajunge la 40 de săptămâni post-concepționale. De ce este important pentru părinți să discute cu neonatologul înainte de naștere? De ce nu sunt de ajuns lecturile și discuțiile cu alți părinți? Este de mare ajutor pentru părinți să discutăm împreună problemele specifice ale fiecărui copil, să cunoaștem trecutul istoricul medical al mamei, al sarcinii și să fim mai pregătiți pentru ceea ce se va întâmpla cu copilul și noi și ei. Eu le ofer un mare grad de confort dacă ne referim strict la ce anticipăm să se întâmple cu copilul lor și mașa în general. Asta se întâmplă la școala părinților? Se întâmplă la școala părinților pe de-o parte și la conversațiile cu neonatologul pe care orice cuplu le are după ce depășesc 35 de săptămâni de sarcină. Avem această scurtă întrevedere și le oferim siguranță că vom oferi îngrijirea adaptată nevoilor copilului lor. Ce oferă în plus meditațiile de la școala părinților față de o întâlnire obișnuită de la cabinet? Pe lângă informații un pic mai extinse, pentru că nicio întâlnire la cabinet nu poate să dureze 2 ore, noi le vorbim specific despre îngrijirea copilului, despre alimentație, despre principalele evenimente fiziologice care se anticipează, dar la care unii părinți nu se așteaptă. De exemplu, mulți sunt surprinși că după naștere copiii nu numai că nu cresc, ci chiar și scad în greutate. Dacă îi prevenim asupra acestor evenimente normale, se simt mai confortabil, sunt mai în siguranță și se concentrează pe aplicarea practică a ceea ce au învățat și sunt mai puțin anxioși. Ce dificultăți sau ce surprize întâmpină cel mai des mamele în primele zile după naștere? Cel mai copleșitor cred că este faptul că au dureri la care, mă rog, care le împiedică să interacționeze cu copilul așa cum și-ar fi dorit. Deci sunt destul de limitate în mișcări. Deși multe își propun să petreacă timp, tot timpul cu copilul, în realitate de multe ori vor să aibă liniște și vor să doarmă, să se relaxeze, să se adune, ca să zicem așa. Un alt, incident așa psihologic este că niciodată copilul real nu corespunde cu copilul așteptat. Întotdeauna găsesc cusururi sau lucruri care îi sperie, îi panichează pe părinți, pe mame în special. Și au dificultăți legate de nesiguranța de a fi capabile să îngrijească copilul în mod competent. Dar noi, în cele 2-3 zile cât stau în maternitate, le educăm, le ajutăm să rezolve practic cererile, nevoile nou-născutului, în primul rând de alimentație și de îngrijire. Noi spunem că pleacă un pic mai relaxate și cu mai multă putere în relația cu îndatoririle de mame, respectiv de părinți, pentru că și tații sunt foarte implicați. Ce probleme apar des
în cazul copiilor în primele zile, iar părinții ar trebui să știe să nu se sperie. Cum am spus, copiii scad în greutate, după a doua zi apare icterul, adică se îngălbenesc, li se îngălbenesc tegumentele, uneori și ochii. Se confruntă cu problemele de alimentație, mai ales alimentația naturală nu este întotdeauna foarte simplă și directă de învățat sau de dobândit de către copil. Necesită efort, perseverență, mult calm. Odată ce este dus acasă copilul, care sunt măsurile de precauție pe care trebuie să le ia proaspeți părinți? Sigur, trebuie să asigură un mediu termic confortabil, să nu fie nici prea cald, nici prea frig. Lucrurile arhi cunoscute, să zic, de bun simț, să fie curățenie în cameră. Copilul nu trebuie ținut în curent între geam și ușă, dar se poate ține un geam deschis în camera copilului. Să nu folosească substanțe chimice volatile atunci când copilul este prezent în cameră, deci curățenia și aerisirea se face în lipsa copilului. Camera trebuie să fie aranjată cât mai simplu pentru a se putea face curățenie ușor, adică fără covoare, mileuri, perdele, bibelouri, cărți și alte lucruri care pot reține praf, acarien, mucegaiuri și alte probleme. Sigur, mai sunt problemele de securitate, se întâmplă foarte des accidente acasă și cel mai frecvent este se întâmplă să cadă copilul de pe masa de înfășat sau de pe patul adulților. Deci recomand cu putere să nu fie lăsat copilul nicio clipă nesupravegheat pe un loc înalt și nedelimitat. Trebuie să evite contactul cu persoane bolnave, răcite, fără o boală diareică, trebuie să se spele pe mâini înainte să pună mâna pe copil. Dacă au, de exemplu, o infecție cu herpes, trebuie să poarte mască la gură până când herpesul ajunge în faza de crustă, să trateze cu cremă, pentru că herpesul neonatal e o boală extrem de gravă. Cam asta ar fi. Copilul își petrece primele săptămâni cel mai mult în pătuți. Trebuie să există anumite standarde pentru ca patul să fie sigur sau să nu-i provoace probleme. Da, trebuie ca spațiile dintre zăprelele patului, de exemplu, să fie mai mici decât capul copilului, pentru că el să nu rămână cumva înțepenit, pentru că se mișcă din prima zi, dacă sunt liberi și nu sunt înfășați. Trebuie ca saltelele să nu fie foarte pufoase, să fie tari. Apropo de poziția de somn în pat, copilul trebuie să doarmă pe spate și cu capul pe parte sau în sus. Poate să doarmă și pe o parte, dar riscul de moarte, de vărsături și de aspirație e mai mare când copilul stă pe parte decât când stă cu fața în sus, în ciuda credinței populare. De asemenea, dormitul pe burtă este recomandat strict ziua și când copilul este supravegheat permanent, noaptea sau când copilul e singur, pentru că există riscul morții subite a sugarului. Trebuie să evităm prezența unor, jucării plușate. Apropierea feței copilului, se recomandă jucării care pot fi spălate. În primele săptămâni, părinții se sperie destul de ușor, mai ales atunci când copilul plânge prea mult. Cum îi încurajează pe părinți să reacționeze? Cum ar trebui să știe când e cazul să se alarmeze și când să fie calmi? Ce pot să spun e că un copil care plânge mult e mult mai ieșit din calea pericolului decât unul care nu plânge deloc și e foarte apatic, nu reacționează, deci mai degrabă să fie speriați de apatie, de refuzul alimentației, de vărsături numeroase și frecvente, de crizele de apnee, adică atunci când copilul nu mai respiră, se învinețește.
Acestea sunt urgențe adevărate. Altfel, un copil care plânge încă înseamnă că mai are resurse. Sigur, de exemplu, un copil care are criză de colici abdominale poate să plângă neconsolat și 3 ore în șir. Atunci e necesar să se ia măsuri sub supravegherea personalului medical. Ce ar trebui să facă părinții atunci când apare o problemă reală? Sună la salvare, iau copilul și se duc la spital, așteaptă prin telefon indicații, ce anume? Ideal ar fi să sune la 112, la apelul de urgență și eventual să solicite salvare antișoc, să spună că e un copil în pericol de... adică care ar avea nevoie de resuscitare, un copil care s-a înnecat cu vărsătură sau cu un obiect străin, un copil care a căzut și care plânge mai mult de 10 minute după o căzătură sau care și-a pierdut cunoștința în caz de convulsii, trebuie să solicite salvarea. Sigur, la noi timpul de intervenție a devenit din ce în ce mai bun, mai rapid și sunt medici antrenați să intervină în urgență și la copii, deși nu... La noi însemnând în România sau la MedLife? La noi în România. MedLife nu are serviciu de salvare, în schimb avem la noi spital, avem linii de gardă la pediatrie cu medici pregătiți să răspundă unor situații de urgență.